Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată croiește altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume, când aste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman, și când a noastre piepturi păstrăm cu fală un nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațele înarmate, cu focul vostru vine viață, libertate, ori moarte. Fiind exact pe momentul și ora H, trecem la cea de-a doua parte, deci este vorba de lansarea acestei cărți, Războiul și jertfa Dalogii, care este realizată la editura Fin din iar, 2016, abia ales scoasă din tipografie, și care aduce în dezbatere o altă problemă. Vedeți, s-a întâmplat să fie primul război mondial, al doilea război mondial, 75 de ani de la cel de-al doilea război mondial. Sigur, dezbaterile ar putea să dureze foarte mult timp, nu ne propunem, pentru că nu vrem deloc să vă plictisim și în același timp vrem să vă atragem atenția și asupra conținutului acestei lucrări. Vă mulțumesc! Domnul profesor, aveți cuvântul. Și de această problemă. N-au scăpat aici, nu. Autoarea la lucrări. Orice. Vreau puțin. Nu fine. Al doilea război mondial, ca să vă iau ideea de la începutul primei intervenției, o să fie o preocupare permanentă a multor cercetători, publiciști, referitor la cei din România, care este un interes general în toate zonele lumii pentru operațiile militare, pentru tabloul diplomatic, pentru hotărârile adoptate în timpul războiului, la sfârșitul războiului, pentru alianțele realizate. Nu este cazul să mai subliniez drumul parcurs de istoriografia noastră și, evident, de schimbările care au intervenit după 1990, deși și înainte, de 90 au fost cercetători care au sugerat, dacă nu chiar au scris, făcând referință la anumite intervenții din exilul românesc, în legătură cu personalitatea de Antonescu, în legătură cu intrarea, dacă nu chiar cu participarea, cu intrarea României în al doilea război mondial, sunt lucruri la ordine de zi și sunt confruntări. Acum eu aș sublinea, dacă tot mă profita ca un al doilea, să afirm că există foarte multe
partipriuri politice. Există lucruri care influențează interpretări. Există lucruri care acum 4-5 ani, în septembrie, era ceva, nu mai știu unde, ce țară, poate Germania, poate altă parte, cineva. Ia să studiem și soarta românilor nemți din Uniunea. S-a răspuns, nu prin termenii ăștia, dar ideea este asta, întâlnirii casă. Hai să vorbim despre intrarea în război a Uniunii Sovietice în august 1945 împotriva Japoniei. Hai să vorbim, nu-i casă. Nu există lucrări. Sigur, specialiști au scris, dar așa că publicul larg să arătă, că au intrat acolo când e acum a doua bombă de la Nagasaki, pe 9 august, pe 6, parcă a intrat în Sovietică la Japonia. Pe 9. Hai să vorbim de bomba de la Nagasaki, că avionul ar trebui să lanseze bomba în altă parte. Aia era ceața acolo, hai că dăm drumul aici. În timpul zborului s-a văzut. N-a fost holocaust la Hiroshima și Nagasaki, dacă ne uităm în dicționar. Nu se vă prește. Hai să vorbim din dezacuri. Luăm din propagă și dezacuri. Deci sunt multe lucruri așa care, cum să spun, întâlnirile astea sunt interesante. Când acum câțiva ani s-au dus șef de state la Moscova sau la... Da, toți regele Mihai foarte bine. Acum am fost în Franța recent, cât îl fi când ai să spun? 20 de ani. Și vorbeam cu franțuși, oameni de profesori, învățători, deci oameni, ce cu mascarada asta se întâlnește Olan cu Merkel, acolo unde au fost lupte. Are ceva putre, ceva din Bucava aici, în toate chestia noastră. Îi împăcăm pe morții acum. Mi cinstim și pe unul și pe alții. Păstăm momente de recolegere. Dar nu facem de asta politica cu oameni. Spune franțuzul a pisat. Ce să spun eu? Decât că sunt de acord. Încât stăm bine, dar nu stăm chiar așa de bine cum cred unii în legătură cu modul în care interpretăm cel de acord. Am să mai mă întorc la asta, dar să nu era de autoarea că n-am citit casă. Nu știu, mă mai gândesc. Este o carte, este un neobișnuit, doamna, vorbea cu cărți voluminoase, cu multe date, cu multe trimite, cu multe... pentru a avea un suport în demonstrația, în textul propriu sau al demersului. Este o muncă celor care trebuie apreciată și nu numai de punct de vedere cantitativ, fără îndoială. O încercare în multe părți reușite, poate sunt și alte lucruri care le mai putem discuta, dacă nu acum, altă dată, după începe multe lucruri care terminăm altă dată. Dar eu am rămas într-un fel de plăcut surprins. Nu cunoșteam, în mod, preocupările de această natură ale colegii noastre și discuții în colțuri, diferite colțuri ale lumei și impresii, memorii de călătorie și alte domenii. Sigur că știu că a fost foarte apropiată de dezbaterea de pagările de război mondial, de invitațiile repetate care s-au făcut aici la Vaslui unor specialiști în domeniu, specialiști de marcă, mai bun decât mine, fără îndoială, pentru că m-am studiat pregătirea de război mondial în general, poate câteva lucruri despre România, mă gândesc pe mondial, mă gândesc la pregătatul profesor Gheorghe Botatu, la profesorul Scurtu, îmi pare că
au fost soldați militari, fricuri, am știut, au fost, dar mai încoace ciurcă, soldați militari, ce-a spus că ne-am povestit, în care istorici militari, care și înainte, și mai de mult și în pace, au venit aici și au dezbătut o serie de probleme importante. Este maniera de aprecia, maniera în care autarea s-a apropiat de Antonescu. Este o problemă discutată și chiar modul în care este pusă uneori este de discutat. Maniera în care se încearcă a se fixa, a se analiza o anumită orientare în problema războiului nostru, în problema lui Antonescu și a colaboratorul lui și, sigur, și în situația care s-a creat la sfârșitul războiului. Noi nu răspundem la aceste încercări, încercăm să ne vedem de treaba noastră și fără îndoială că Antonescu reprezintă tot un personaj important al istoriei noastre, un personaj de sacrificiu, un personaj care și-a asumat o anumită responsabilitate pe care a încercat să o ducă la capăt așa cum a venit-o el, într-un anumit context în care îi devenea din ce în ce mai nefavorabil. Așa încât Antonescu rămâne un personaj în egală măsură așa profund de interesuri naționale, de drepturile noastre istorice și în același timp un militar care a ținut la niște principii, la niște o anumită onoare militară. Nu numai în lucruri obișnuite, ci și în ceea ce ne gândim noi la 23 august 1944. Vis-a-vis de semnarea sau nu a unor documente, a ieșirii din război, în maniera în care a fost văzută de alte cercuri politice și de regele Mihai. Sunt de acord cu totul în legătură cu faptul că este subliniată lucrare, nu numai eu. Majoritatea, dar vreau să explic un pic. Faptul că Antonescu, armata română nu se putea opri la Nisă. Și sunt militare care sunt convinși de treaba aceasta. Vreau să se explic și poziția lui Maniu și Părăteanu și a unor generali care au considerat că e bine să mergem dincolo de Nisă. Sigur, considerentele militare. Vreau însă să înțelegem dincolo de pozițiile acestea denunțate ce era în spatele declarațiilor Maniu și al Părăteanu. În primul rând, o întreagă corespondență, memorii Părăteanu-Maniu către Antonescu și Antonescu care le răspundea, ne arată maniera în care Antonescu s-a portat cu această opoziție politică. Că nu era într-un sistem în alianță cu Germania cineva care se suportă o asemenea opoziție. Hitler a insistat să fie închis sau să fie decidat Maniu și Părăteanu. Antonescu i-a menținut. I-a menținut pentru că credea în esență în victoria finală a Marii Britanii, când a fost atâția ani atașat militar și cunoștea totul. El dorea victoria finală, multe lucruri, dacă nu le înțelegem, dacă nu, Uniunea Sovietică să slăbească. Și la un moment dat, victoria aceasta a aliaților a Marii Britanii, sigur, înainte de a se crea coaliția națională. Și atunci era rezerva politică. Maniu și Părăteanu era rezerva politică care trebuia să joace un rol important după război. Această rezervă politică, Maniu și Părăteanu își asumau această responsabilitate.
Dacă nu înțelegem că în esență între ei era o înțelegere și nu ca adversar, dacă nu facem puțină filozofie în sensul în altul al cuvântului, nu o să înțelegem lucrurile. Totul e opunem pe toți. Și ce tot ridicat al Imanion și Preteanu, dacă Antonescu înțelegea că ăștia pot fi utili țării la sfârșitul războiului, putea să-i lichideze, s-o fi. Nu, nici mai, nu știa de legăturile lui Maniu cu spionajul britanic, cu misiunea britanică de la... Tot știa el. Că s-a spus că nu știa. Că... În felul ăsta cred că vedem lucruri și asta ne sugerează și cartea pe care o avem la dispoziție. Cât aș sublinea ideea că prea încercăm noi să, pe de-o parte, să fim, nu știu, să supără lume, dacă spun că procurori acum, așa, și să dăm verdicte în direcția aceasta. Sigur că avem două tabere cu Antonescu și cu Mihai la 23 august 1944. Deși sovietici au trebuit un amnistiu cu Antonescu și nu partea politică. E mai bine să facem un amnistiu cu un militar care nu este reprezentat. El este un direct diplomatic, nu reprezintă un guvern, ales, o forță. Da? Lucrurile au fost analizate foarte bine cu Buzatu și de alții și nu vedeau aici că nu s-a ajuns la asemenea. Dar regele Mihai și dați-mi voie să spun că regele Mihai n-a fost singur. N-a fost singur. Uneori este, nu în favoarea lui, sunt singur la rezonă. Regele Mihai a făcut regele Mihai, a făcut că-ți face general, a avut în spate o alianță politică atunci. N-a rezistat mult, care n-a rezistat mult, dar. Altfel, dacă îl punem așa, ca și cum a fost un alt lucru. Sublinez tocmai ceea ce a făcut el, dar se explică puțin lucrurile. Și în timp ce Antonescu adopta o poziție care, mă rog, avea o bază patriotică, regele Mihai adopta altă poziție care avea aceeași bază patriotică. Iar încerca o ieșire cu un ceas mai devreme ca să nu merge până la capăt cu Germania. Antonescu gândea puțin altfel. Nu i-aș considera, din acest punct de vedere, numai în cel ce le-a pus pe poziție deosebite. S-au gândit, acum decând cu interesul național în gura omului, acum nici teamă să mai spun interesul național. Amândoi au avut în vedere interesul național, fiecare prin mijloace specifice. Deci, unul prin plan militar și celălalt prin plan diplomatic și să nu înseamnă de tot. E o chestiune discutabilă ce punem în discuție, ce supun atenție noastră, dar asta nu mă dedică să o și sunt aici lucruri care ne pot îngroma pe o asemenea, ca să ne s-a ajuns la proces, că a fost condamnată în moarte cu fiul, regretată în prezența armatei sovietice. Putem discuta și faptul că au fost peste 100.000 de civili și militari v-ați prizonieri până la semnarea amnistiției. Eu n-aș fi atât de încrâncenat față de unul, eu o dă de la amnistie. Asta e poziția mea în general. Aș mai aduce în discuție, tot plecând de la carte, ce trebuia în 26-28 iunie 1940. Și aici aș adăuga ceva. Cele două curente, că trebuia să mă opun, toată am făcut bine când mi-am închis. Chiar și cu cei de la Chișinău, chiar cu cei de la Sarabia, vorbește pe scurt în prevința asta. În primul rând că discuția că dacă ne opuneam era altceva, este ipotetică. Este contrafactuală. Ne scoate din context. Și asta este valabil și pentru o altă chestie. Nu numai pentru. Dacă ne opuneam, eu nu știu ce era dacă ne opuneam. Ceea ce știam atunci,
este că polonezii și-au pățit și-au pățit că s-au opus. Se uită aproape totdeauna îngrijorarea pe care ne-a creat-o Polonia, modul de rezolvare în genere a situației polonice, în Occident, nu am mișcat nimic, când la 17 septembrie și-aș ruga ca lucrurile să fie mai mult atalizat în lucrurile noastre, Uniunea Sovietică a intrat în Polonia. După mine, a intrat ca stat agresor în al doilea război mondial. A intrat la 17 septembrie, Occidentul nu i-a făcut declarații de război, dar asta nu înseamnă că n-a atacat Polonia și a ocupat o parte în Polonia. În noiembrie sau în decembrie a atacat Finlanda și a fost expulsă din societatea națională. A ocupat apoi țările baltice și la 28 iunie a atacat România. Pentru că ocuparea Basarabiei s-a făcut prin forța armate, prin mobilizarea uriașă, cu nu știu câte dintre și așa mai departe. Și atunci a rămas tot Occidentul și tot în continuare Uniunea Sovietică, iunie 41, atacarea victoria împotriva fascismului. Nu mai spun că fascismul a fost venit așa un termen malor. Fascismul a fost umanitar. Hai, dacă folosesc o serie de state, o lăsăm așa. Împotriva hitlerismului, s-a mers mult timp că s-a terminat războiul. Nu se termină războiul. S-a terminat în septembrie. De aia, poate aia nu mă interesează. În 45 septembrie, când capitulează și-a pune. Atunci ce s-a terminat? Păi, lucrurile astea, sigur, au fost sugerate. Chestiunea cu care au în Sovietice în război, am publicat-o. De ce? Nu ne întoarcem la șestele. Vreste ce? Vreste ce? Da. Există atâtea interese ale unor mari puteri, dar nu supăra Uniunea Sovietică. Dacă Germania cumpără gazul de Uniunea Sovietică, la jumătate de preț pe care plătim noi. Că noi nu cumpărăm așa mult, așa e aceea. Și alte, 300.000 de germani lucrează pentru exportul în Uniunea Sovietică. Deci, să te adă mereu de trai din Germania, ne încercăm. Că merg de la necesitate mai fi repuse sancțiunile față de Rusia în gestiunea lucrării din medie. Da. Așa că de asta spun că eu cred că sunt convins că este o carte cu totul deosebită din punctul acesta de vedere, că aduce în discuție, ne pune în dispoziție și o bibliografie pentru cei care doresc să urmărească o anumită problemă, o bibliografie foarte bogată. Există aici lucruri de afirmate, că există lucruri sugerate. Și metodologia, tot așa este potrivită momentului în care ne aflăm noi, există aici, uitați-vă, participarea armatei române pe frontul de răsărit. Cred că încă suntem deficitare în legătură cu această participare, chiar dacă s-au făcut unele progrese. Am înțeles că se amenajează și un cimitir la Potul Domnului, da, domnul Bolumeu? Da, s-a amenajat. E un început timid, domnule profesor. Da. Dar în sfârșit, cu ajutorul, tot cu ajutorul nemților, am inteles, am fost la treaba. Da. Domnul Șoimaru, da, să mă ocup. Profesorul Vasile Șoimaru. Da, da. La Chișinău. Mai mult ar trebui și în manuale de istorie și în activitatea noastră să amintim că când a fost discuția cu jucătorul nostru, cu Antonescu, cu ceva, ce căuta armata română la Stalingrad. Păi armata română se gândea la avea un tenor. Și am urmă cu vine. Asta era. Nu s-a emis niciodată un alt scop. Mi s-a închis o momeală de a ocupa Transnistria. Ne-am avut un guvernământ. Și Alexeanu, sigur, și poate au fost și români care s-au gândit la chestiunea asta. Dar statul român nu a
aderat la această sugestie, pentru că ea venea și de la Budapesta. Că să ocupăm noi Budapesta până la Carpat și să împingem România spre răsărit. Unii se gândesc și astăzi la asemenea chestiune și eu sugerat cu Putin să am la două săptămâni să spunem că putem dedica și problema transatlantică. Așa că, din acest punct de vedere, sunt multe învățăminte de tras și de problema pentru un asemenea cărțiune. O felicit pentru interes, o felicit pentru efortul depus și, fără îndoială, pentru rezultatul obținut. Anumite sublinieri pe care le-am făcut, iar dacă mă întorc la 28.940, atunci Antonescu spunea că trebuie să ne opunem, sau alții din anturajul Antonescu, la procesul din 46, când se vorbește de chestiunea asta, Ion Antonescu s-a publicat, dar multe lucruri nu se știu, sau unii pe care nu doresc. Antonescu a spus, nu avem ce face. Trebuia să ne retragem. Ion Antonescu. Gândea altfel din perspectiva ce nu știa atunci. Un om politic și un diplomat este presat de a hotărâi contra timp. El nu are timp să stea ca cercetătorul, să aștepte 4, 5, 6, 20, 20 de ani, să spună ce ar fi dacă. Aici este o chestiune la care trebuie să reflectăm. Așa? E foarte ușor, era bine așa, era bine așa, trebuie istoric. Mă refer la mine, mă rezum la ceea ce s-a întâmplat. Și nu beam prea mult aceste speculații, dacă treceam sau dacă nu treceam, dacă ne puneam sau... Oferit și mă gândesc că și problema evreiască este analizată aici, sunt prezentate cifre, bazat, mi se pare, și pe rezultatele lui Jorescu în privința aceasta. Și aici lucrurile sunt în dezbatere. Sunt personalități importante, aici portrete scurte, portrete despre, nu știu dacă toți sunt din Bârlat sau... O felicit, îi doresc în continuare sănătate, putere de muncă și să ne mai adune în asemenea. Amabilitatea sunt numită textul pe care trebuia să-l spună și vă rog pe colegul Laurențiu să ne zic. Profesorul Scurtu precizează faptul că a citit această carte și a fost o surpriză plăcută pentru mine, spunea el, constatând că pe lângă istoria Bărbatului, relatări fascinante despre cărăduirile făcute pe meridianele globului și despre personalitatea lui Alexandru Ambuza, iată că profesoara Olga Dramatico a abordat acum un subiect de istorie contemporană, pe cât de complex, dar atât de simplu, de dificil. Bibliografia selectivă de la finele volumului oferă o imagine despre munca imensă și tenace trecută de autoare pentru documentare în vederea realizării unei imagini corecte, veritice și echilibrate asupra unor pagini controversate din istoria României. Mai mult și asupra lui Ion Antonescu, personalitate politică și militară controversată și chiar pusă la index de cei care emit verdicte, urmărind să-și impună propriul punct de vedere după vechiul adag. Crede și nu cerceta. Pe parcursul celor peste 400 de pagini, urmând firul desfășurării evenimentelor, profesoara Olga Dramatico analizează contextul internațional din anii 1939-1940 și situația României, rapturile teritoriale din vara anului 1940, prin notele ultimative sovietice și prin dictatul de la Viena, care ambele au generat o gravă criză internă românească. Pe acest fond, Carol al II-lea a încredințat puterea generalului Antonescu, iar el a părăsit tronul. Autoarea apreciază, ce drept cuvânt, că în fața
poporului român s-a aflat din nou problema refacerii unității național-statale, iar cel care s-a angajat în această misie istorică a fost generalul din 21 august 1941, mareșalul Ion Antonescu. El s-a aliat cu Germania, alături de care a pornit războiul de retregire la 22 iunie 1941, prin atacarea Uniunii Sovietice. În carte sunt analizate pe larg luptele pentru eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei, în urma cărora a fost retrăcută granița de est a României. Continuarea războiului impusă de considerații militare, dar și politice, Uniunea Sovietică nu a recunoscut noua graniță pe Nistru, a generat controverse și chiar opoziția partidelor politici, care au cerut retragerea armatei în granițele naționale. În carte nu este ocolită nici problema evreiască, epurările, confiscările de posedările de bunuri, impunerile a contribuții sau prestații, pogromul, deportarea și altele, dar și concluzia doctorului Fildermann. Nici o țară dominată de naziști n-a supraviețuit o așa de mare proporție a populației evreice. Un loc important îl ocupă, desigur, și actul de la 23 august 1944, caracterizat de-a lungul timpului, în funcție de contextul concret istoric, fie ca lovitură de stat, fie ca act de eliberare a României de către glorioasa armată sovietică, insurecție militară, revoluție de eliberare națională antifascistă și anti-imperialistă. Este remarcabil efortul profesoarei gramatică pentru abordarea echilibrată a unor teme controversate, fiind prezentate diversele puncte de vedere ale istoricilor, oamenilor politici și chiar ale personalităților despre ele însele. Cu o meticulozitate remarcabilă, Olga Rășcanu Gramaticu reconstituie și evenimente istorice care pun în lumină personalități unele foarte cunoscute, cum ar fi Antonescu, Maniu, regele Mihai, altele mai puțin știute, dar de un real folos pentru dicționarul de la sfârșitul volumului. Un loc distinct îl ocupă contribuția formațiunilor militare tutovene în război pentru restabilirea Ucrainei de Est și în continuare pe teritoriul Uniunii Sovietice, precum și patriotismul și spiritul de jertfă de care erau animați ostașii români. Cartea reprezintă o importantă contribuție la dezvoltarea istoriografiei românești, impunându-se prin baza documentară, originalitate și stil. Este plăcut pentru mine, spunea profesorul Scurtu, să o felicit pe autoare, o veche colaboratoare pe linia Societății de Științe Istorice din România, dar și o excelentă organizatoare a unor manifestări științifice bârlădene de înaltă ținută, cu participarea unor invitați de marcă din Iași, București și din alte centre universitare. Aceleași gânduri bune pentru editura Plin Mieșeană, care și-a asumat răspunderea de a publica această importantă și masivă lucrare în excelente condiții grafice. Profesor universitar, Ioan Scurtu, București, Pătrânie, România. De același prieten și coleg, Laurențiu Chiriac, deci îl invit acum, din un alt punct de vedere, să prezinte categorii pe scurt. Cu aceeași voce. Cu voce mai avansat. Cu voce mai avansat. Da, sigur, nu vă asigurați foarte multă atenție, pentru că înțeleg și domnul colonel. Să vedem! Da, din cadră, cu siguranță, pentru că punctul meu de vedere asupra cărții, evident, este menționat în prefață, doar câteva, două, trei gânduri despre această carte. O carte care merită a fi nu doar citită, chiar și studiată, pentru că ea surprinde ultimele contribuții istoriografice la cele mai delicate probleme din cadrul celui de-al doilea război mondial și mai ales ceea ce privește participarea României la cel de-al doilea război mondial. Desigur că aș putea spune că eroii neamului românesc în al doilea război mondial, încremeniți și acum pe creștetul sufletului lor, ne ascultă astăzi poema noastră de recunoștință
cea care cântă spiritelor lor în eterna elegie. Noi care am rămas din coace, ne simțim mândri de cunoașterea faptelor lor mărețe prin intermediul acestei cărți și încercăm să ne ridicăm tristețele în cer, mai ales atunci când ne amintim cu Evlavie cum buie cu păgâna din amicilor le-a tulburat brusc ceasul lor măreț de rugăciune, având mâinile împreunate. Acest fierat răspundător al corpului iute și rece a venit ca un urmă neprihănit, spintecându-le bătucurile inimii cu componitul domn ascuțit. Sigur că trebuie spus faptul că volumul de față reprezintă o dureroasă lecție de viață pe care istoria a dat-o poporului român, poate tocmai pentru ca noi, urmașii acestora, să înțelegem clar faptul că istoria nu trebuie să mai fie lecția mereu de învățat. În fond, toți acei eroi care au vrut să ne arate prin jertfa datoriile lor, că pacea nu trebuie să mai fie doar pauza dintre războaie, ci să fie o stare de spirit firească, o normalitate. Așadar, din această lucrare temeinică, concepută, profesoara Olga Răscanu Gramaticu ne sugerează faptul că ne putem reculege și chiar crește și la umbra morților eroilor noștri, pe fondul nostalgic al luminii venite din atât cu suspinerea lor mult. Ei ne-au dat atât de mult, iar noi le-am mulțumit atât de puțin. Deși ei s-au îndreptat să mergem spre lumina fără de sfârșit și vechează și acum văzut pe existențe mari, noi am putea găsi, prin intermediul lecturării acestui volum, sub fiecare geana noastră, măcar câte o lacrimă a sufletului pentru ei. În fine, cartea de față ne arată că atâta timp cât în piepturile noastre nu se va sfăi sângele neamului românesc, iar în sufețirea de popor dintre noi va persista, vom înțelege că trecerea durerii devenirii noastre prin maturitatea timpului istoric s-a făcut cel mai adesea prin această curgere suavă a demnității sufletului românesc. Mulțumesc! Mulțumim la sfârșitul activitate, dar vă mulțumesc acum cum ați editat și probabil că ce o să spun acum, fără de terminat, mă iubita și continuare, chiar dacă o să ne mai gândim. Ne mai gândim critic. Personal. Mai gândiți? Da, vă mulțumesc. Născut pe aceste meleacuri vascuiene, am avut în vedere tot timpul, indiferent de ce am făcut eu în cele în tot ce am scris în cele 14 cărți până acum și în toate acțiunile pe care am întreprins pe linia Asociației Naționale a Cultivărilor, niciodată n-am uitat ce au făcut udovenii, cei cușeni din Vălciu și, sigur, vascuieni din prezent, așa, cu organizarea pe care o avem. Doamnă profesor, cred că v-ați inspirat și din personalități militare bătătenii pe care am scris-o la inspirația și recomandarea și rugămintea fostului legătatului primar Kraus, pe care l-am cunoscut în Drenșturu, m-a invitat la Părlat și aici, nu, regret că cartea n-a fost tipografiată de niște condiții bune, pentru că cineva care a tehnic redactat-o era acasă la el, am găsit cu sticluța și nevasta îmi spunea, aveți grijă, domnul colonel, că omul ăsta e cu paharul de țuică lângă el și îmi scrie, o să facă mai cosmic. Costel, prietenul nostru Costel, mi-a zis că îți place foarte multe vreme activează aici la dumneavoastră, mi-a zis că o să vă chem înainte de o introducere la tipografie. Nu m-a găsit, că era în 90 unii scurpești, în cinci era Timișoara, n-am intervenit prompt și a fost scoasă, de ce m-a trăzut. Dar m-ați inspirat precis și în veteranii slujba patriei, în cronica militară a județului Vaslui, mă cer pentru că eu studiez la articole militare și vin cu noutăți, precum și recenta carte pe care am lăsat-o pe 14 iulie cu sprijinul prietenilor la Asociația Pensionare de la Scuza, care, zic eu, puteau fi înscrise la sfârșit în schimbată, doamne. Eu, indiferent ce scriu, eu am pe tine să spun și Ortea Rășcanu, dacă ați urmărit în cărțile mele. Ori dumneavoastră aici n-a spus nimic, domnule, nici de personalități militare până de nici de cronică, nici de tradiții. Pentru că așa era bine, dar și așa era bine. De-aia zic că, cred că n-am să vă supăr să spun, ori nu mai chem că vă crește. În rest, felicitări pentru ce ați făcut.
voi avea grijă să mai cumpăr una ca să o duc la Asociația Națională de Culturile Erorilor, la seriu acolo, ca să mă în calitate de vicepreședinte cu cultura și tradiții militare, departamentul ăsta al copilului pe concentrat, iată că sunt luat în seamă de către doamne Volta, doamna Volta, de la Scăpare. Domnul prietena dumneavoastră, doamna senator Gabriela Grea. 20 de secunde. Nu, dați mai mult. Permiteți-mi să vă salut cu mare drag. Îmi cer întâi scuze pentru întârzierea inițială, dar știți, istoria nu doar se scrie, se mai și face și întâi a fost apărit, am avut un alt lucru înainte. Vreau să felicit Societatea de Istorie pentru faptul că e perseverent în a întreține memoria și în a o face într-un mod foarte, foarte serios, dincolo de temele de interes, știți că eu vin cu drag și pentru că de fiecare dată e ocazie să mă văd cu foști profesori, colegi, prieteni. Domnul profesor nu mi-a fost profesor direct, era numai decan pe vremea aceea. Să descoper colegi mai mult mai tineri pe care n-aveam cum să-i cunosc. Și, încă o dată spun, mă bucur că mă invitați, chiar dacă nu sunt membru. Iar nu se știe. Prefer să rămân în ceea ce sunt arhivistemolog al istoriei și în această calitate o singură frază vreau să spun, de fapt, că există mituri și există știință. Și că adevărul istoric trebuie studiat, cunoscut, înfruntat și asumat, chiar și atunci când contrazice mituri. Și m-am bucurat de anumite prezențe după alte comentarii pe care le-am făcut în ședințele noastre trecute și eu spun, pentru că nu l-am cunoscut până acum pe domnul profesor Leancă, că m-am fost foarte atent la ceea ce a spus și m-am bucurat de maniera de abordare, nu mai ales de colegii cei și că face listă vreau să spun că e foarte bine că am început să studiem și să restudiem războiul, pentru că trebuie să facem tot efortul ca să nu-l repetăm. Nu există în istorie războaie bune. Nici măcar cele câștigate. Și vreau să felicit pe prietena mea, așa ne tratăm noi, pentru că e un stâlp al comunității și pentru că susțin aceste acte culturale, chiar dacă conținutul a ceea ce se discută e discutabil, tocmai de aia trebuie făcute, dar actul în sine este absolut lăudabil și cărțile de asemenea. Protocol, ca la sfârșit, împricinatul să susțină cauza în fața acestui plen, da? Care sunt eu, sunt judecător de pace și nu în alte condiții. Stimați prieteni, o să pierde materiale care au fost induse sau reinterpretate în acest moment, au mai făcut parte și din alte volume pe care le-am scos. Așa cum aș fi, deci mă refer de acum 4 ani și a fost un moment mai dificil, este vorba deci de mai 2013, atunci am avut, 2013, când am avut lansarea la cercul militar, Bârlavă și Gloria Militară. Acolo au participat deci cei care au lansat, deci este vorba de profesorul de Ioan Scurtu și profesorul de Gheorghe Buzanu. A doua zi s-a întâmplat acel tragic eveniment, care categoric a îngroiat întreaga lume științifică, istoriografică românească și nu numai, cu atât mai mult cu cât ultima prezență a dumnei sale, ca în Gheorghe Buzanu, la Invitatul Istoric, a fost la evenimentul tragic, s-a petrecut după nici 24 de ore, deci a doua zi, luni dimineață. Poate că și acesta, dintre discuțiile pe care le-am avut cu profesorul Scurtu, nu a venit, fiind vorba mai ales de o temă militară,
care într-o formă sau alta îi aduce aminte de astfel de eveniment nefast. Alte aspecte au fost prezentate, spunem noi, un an înainte, în noiembrie 2012, când am lansat acest dicționar al personalităților celebre și care categoric, alături de personalități din domeniul învățământ, cultură, justiție și mai departe, cuprindea și capitolul militar. Sigur, problema a fost și o invitație incitantă care a venit cu totul într-un alt moment. Și anume, am fost invitată la Bălciu de către primarul care a fost un elev de-al meu în cadrul liceului de la Bălciu, și de către o colegă de-a mea, și o felicit și mulțumesc esențială, doamna profesor Zana Gheachelena, de la liceul din Bălciu, în care se discuta, printre altele, problema inaugurării unui important monument la Bălciu, în zona mai ales Bogdănești-Bălciu, deci acolo unde se află acel pod care face trecerea în ceea ce spunem noi România, pentru că așa îmi place să spun, nu Moldova, nu Republica Moldova, nu Basarabia, ci România noastră, de dincolo de Cluj. Dar și care a pus martoră la acea cruntă bătălie extraordinară, nu? Care ne-a marcat, este vorba de bătălia de la Țiganca, cu acele repercusiuni extraordinar de dureoase și care au pornit din această zonă. Urmarea, trecusem de mai multe ori în zona Tălciu-Bobonești, dar atunci am fost invitată să văd acest moment care este aproape de faza finalizării, dar care încă mai are nevoie de câteva repușuri, și să vizitez acele cele două, practic, cimitire, cimitirul din Bogdănești-Bălciu și din Bălciu. Și care este dedicat tocmai celui de-al doilea război mondial și mai ales acestor operațiuni militare de trecere a trupului în 22, 23, 25 iunie 1940. Ei, lucrurile acestea m-au făcut să studiez mai mult aceste probleme, să revin și asupra contribuției pe care au avut ucideri și jertfa. Și am oscilat, anul trecut am participat și o parte de noastră ați fost la un simpozion care a fost dedicat, deci 9 octombrie, ziua Holocaustului, cu o serie de invitați care au fost la nivel, deci, de municipiu, județ și la nivel de țară. Și lucrurile acestea au determinat să vedem în ce măsură putem să fim echilibrați acum, în mileniul al treilea, atunci când discutăm o problemă care este o problemă a noastră. Istoria, cu bune și rele, cu lumini și umbre, este a fiecărui popor, a fiecărui națiune. Noi nu putem scoate din istorie. Nici din istoria Germaniei, o serie de elemente, nici din istoria Franței, oricât am vorbit, din istoria Italiei, etc., etc., sau a Japoniei. Pentru că cineva a vorbit de Japonia, este vorba de domnul profesor, vreau să vă spun că acum câțiva ani, mergând în Japonia și ajungând și în aceste zone terminte, Hiroshima și Nagasaki, sigur că noi am adresat întrebări directe custodelui muzeului și celor care ne însoțeau. Și au fost atât de, cum să spun, nu o jenă, undeva încercând practic să evite. Ne-au arătat, cum s-ar spune, material didactic, ce a fost, ce a rămas. Și este zguduitor, într-adevăr, tot ce se află în parcul memorial și în muzeul de la Hiroshima și de la Nagasaki. Dar atât. Deci, un fel de voce mută, constați, dar pentru moment, ceea ce spunea foarte bine domnul profesor, așteaptă, nu discuta. Ei, aceleași lucruri au s-au întâmplat și în alte părți. Anul acesta și vor dormi probabil în octombrie, am dorit să revin la Auschwitz. Și în luna, la sfârșitul lunii iulie, am fost la Auschwitz și am văzut tot ceea ce înseamnă din nou Auschwitz cu toate problemele. Și dincolo de asta, iar mult timp înainte, am fost la
cele două muzee le-am vizitat, Muzeul cu întreprindere Holocaustului, care se află la Washington, și Muzeul Holocaustului, care se află în Israel, la Ierusalim. Ce vreau să vă spun? Acum am fost pentru prima dată șocată când lucrurile, și asta pentru în anul 2000 era la Ierusalim, lucrurile erau privite numai tranșam de o parte. Adică ca și cum ar exista niciun fel de motivare, dar un istoric, atunci când prezintă, trebuie exact ca și la un proces, trebuie să creezi măcar posibilitatea de apărare, atât cât există și dacă apărarea se susține. Sau dacă deșteaptă-te, române, din somnul cel de